fostul luceafăr al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, și-a lansat candidatura și partidul. Acțiunea electorală a avut loc la Târgu Jiu, vineri, la orele prânzului, iar formațiunea pe care o reprezintă se numește Partidul Social-Democrat al Muncitorilor. Din fruntea acestei formațiuni politice nou înființată, Cosma spune că va candida la cea mai înaltă poziție în stat, aceea de președinte al României, dar nu exclude chiar un post în Parlamentul European. La Târgu Jiu, Cosma a zis că va reînvia mineritul și a venit cu o adevărată platformă, program, numindu-și inițiativa un moment istoric. Cosma a fost eliberat din pușcărie în luna decembrie 2007, după ce a stat în pușcărie pentru mineriadele la care a participat ca lider al minerilor din Valea Jiului.